Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Supresiunea din ce în ce mai omniprezentă din partea Beijingului, locuitorii din Hong Kong trebuie să facă față restricționării libertății de a demonstra, dar și noi legi care i-ar putea obliga pe preoții catolici să împărtășească secretele mărturisirii. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Presiunea politicii chineze, locuitorii din Hong Kong nu mai pot comemora masacrul din piața Tiananmen din 1989. În fața acestei restricții a libertății de a demonstra, creștinii evanghelici au decis să aducă un omagiu acestui eveniment printr-o rugăciune online oferită tuturor. Ne oferă detalii pastorul Cristian Dobra din Spania. El este cel care a urmărit acest subiect și vine cu detalii. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Ce s-a întâmplat în piața Tiananmen pe 4 iunie 1989? Să ne aducem aminte. Da, vorbim despre protestele studenților și muncitorilor în urma unor reforme economice din anii 80, care au dus la o economie mai prosperă pentru unii, dar care i-a dezavantajat foarte mult pe alții, în special clasele de jos, ceea ce a dus la proteste ale studenților, în special, dar și ale muncitorilor, împotriva inflației, a libertății de exprimare, a corupției și așa mai departe. În momentele de vârf au fost până la 1 milion de persoane adunate în piața Tiananmen. Interesant că Tiananmen în chineză înseamnă poarta păcii celeste și a devenit în schimb un simbol pentru represiunea poliției. Conform autorităților, au murit 300 de persoane, dar conform studenților, muncitorilor și altor organisme internaționale, între 2 și 3.000 de persoane au murit în urma represiunii forțelor de ordine a acestor demonstrații. China este... Bine, Hong Kongul a fost colonie britanică, dar a fost cedată Chinei. China este un caz ciudat, special, este un comunism capitalist în care ai senzația că există oarecare libertate, dar se demonstrează că această libertate nu prea există. Este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da, spuneam că sub presiunea din ce în ce mai mare din partea Beijingului, practic nu a mai fost posibil o comemorare în piața Tiananmen, dar se pare că creștinii evanghelici au găsit o soluție, au decis să aducă un omagiu acestui eveniment printr-o rugăciune online. Cum arată rugăciunea și cât de riscantă a fost și este inițiativa lor? Orice acțiune împotriva guvernului și a legilor date de acesta sunt riscante, inclusiv dacă este o rugăciune online. Această rugăciune se intitulează În mijlocul tăcerii auzim rugăciuni sfâșietoare, privind prin noaptea lungă, vedem lumina Harului. Numeroase personalități ale bisericii au participat la această campanie de strângere de semnături, publicată pe 2 iunie în Christian Times, un ziar creștin din Hong Kong, care
A publicat prima pagină a ziarului complet albă, în semn de comemorare a acestui eveniment. Și este o rugăciune care face referiri, chiar dacă nu foarte directe, dar face referiri la represiunea guvernului. Își amintește de zilele de tristețe când Israelul antic a fost exilat în Imperiul Babilonian, precum și de ruinele și dărâmăturile Ierusalimului antic, spunând: ne vom aduna cu toții în fața tronului lui Dumnezeu să ne rugăm. Îmi amintesc de trecutul Beijingului, de treptele de jad alb din piața Tiananmen, de pietrele sparte și gresiile de pe bulevardul Chang'an, cât de mult sânge și pasiune de vieți tinere curg după 35 de ani de suișuri și coborâșuri, represiuni și intimidări din partea celor de la putere. Se lamentează că nu există stele pe cer în seara aceasta, spune rugăciunea, dar prin brațul tău puternic, spune aceasta, ajută-ne și sprijină-ne pentru ca ei să înțeleagă voia ta, să o discearnă, să creadă în ea și să o practice în mijlocul turmultului lumii, în așteptarea întoarcerii tale. Cam acesta este tonul rugăciunii, cu anumite referiri politice la răni și violența represiunii, dar care se vrea totuși o comemorare pacifică, pașnică a acestui eveniment trist din viața Hongkongului. Da, și ca și când n-ar fi fost de ajuns restricționarea comemorării celor 35 de ani, a mai venit o veste care a căzut așa ca un trăsnet în această perioadă, o nouă lege care i-ar putea obliga pe preoții catolici din Hong Kong să încalce confidențialitatea dintre preot și mărturisitor. Puteți să ne oferiți detalii, să cunosc detalii? Da, potrivit articolului 23 a acestei noi legislații adoptată în martie anul acesta, preoții ar putea risca o pedeapsă de 14 ani de închisoare dacă refuză să dezvăluie ceea ce li se spune în spovedanie. Aș vrea să fac o mică referire la multe legi din țări occidentale în care legea secretului, secretul de confesiune nu este apărat în toate circunstanțele, nu? Dacă un spoveditor, un preot află despre o infracțiune care urmează să fie comisă, în multe țări este obligat să denunțe acea infracțiune. În China nu există posibilitatea de a spune: nu pot să dau mărturie despre acest eveniment pentru că este secret de confesiune, ci preotul este obligat să colaboreze cu autoritățile. Într-o țară în care sunt 96,7 milioane de creștini, mi se pare o cifră imensă, enormă, aproape 97 de milioane. Și cu toate acestea reprezintă doar 7% din populația Chinei. Partidul Comunist Chinez își dorește ca bisericile creștine, această minoritate creștină, să slujească partidului, să fie în concordanță cu punctul său de vedere și, așa cum eram obligați și noi să facem pe timpul comunismului, să laude partidul și ideologia și bunătatea liderului și libertatea pe care o oferă bisericilor. Așadar, vorbim de această restricționare a comemorării celor 35 de ani de la manifestul și protestele din piața respectivă, dar și vorbim despre ce ar putea să se întâmple cu preoții catolici și cu secretul acesta al spovedaniei. Există până la ora aceasta luări de poziție din partea unor organizații internaționale, la ce am putea să ne așteptăm mai departe? Da, Comisia Statelor Unite pentru Libertate Religioasă Internațională atrage atenția asupra faptului că
represiunea statului asupra bisericilor în China și în special în Hong Kong se înrăutățește. Această presiune a dus la autocenzura în rândul liderilor religioși din Hong Kong, la închiderea mai multor grupuri religioase. Chiar dacă spune Release International, despre care noi am vorbit de mai multe ori, care servește biserica persecutată în întreaga lume, spune chiar dacă în Hong Kong situația este un pic mai blândă, represiunea religioasă este mai slabă decât pe continent, totuși Hong Kongul este din ce în ce mai amenințat. Să ne amintim că cei care au organizat protestele de, care au organizat comemorarea protestelor din piața Tiananmen în 2019 încă sunt în închisoare pentru acest lucru. Pastorul protestant Gary Pang Moon a fost primul pastor care a fost condamnat pe temeiul legii securității naționale în Hong Kong, închis în 2022, pentru că s-a considerat că predica lui ducea cumva la revoltă sau incita la revoltă. Nu vorbim doar despre preoții catolici și secretul de confesiune, ci despre multe biserici protestante care suferă din aceeași cauză. De asemenea, Release International atrage atenția asupra acestui punct, secretul spovedaniei, care ar trebui să garanteze confidențialitatea absolută între preot și mărturisitor, spune aceștia. Așa că organismele internaționale atrag atenția asupra creșterii presiunii guvernului asupra minorității creștine, dar se pare că nu este ceva care să se preocupe prea tare guvernul chinez, care este mai interesat în a păstra ordinea și starea de fapt decât să asculte aceste organizații internaționale. Cristian Dobra, mulțumim pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Continuăm aici emisiunea noastră împreună cu invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit! Bun găsit! Situație tulbure în Hong Kong. Se schimbă, zic, da? Situația politică și religioasă, cel puțin presiunile care se fac dinspre Beijing. Cum e vedeți? Un plan pe termen lung este, pe care China îl are din 1997, de când a recăpătat Hong Kong în jurisdicția sa. Nu putea să facă schimbări bruște, fiindcă... O ia încet, așa. Nu se putea să iei o țară capitalistă și să o faci comunistă și comunistă chinez, deodată era imposibil. Dar încetul cu încetul au început să restrângă libertățile. Și acum, în martie anul ăsta, 2024, au dat o lege pentru securitate națională. Că asta e noua formulă. Și Rusia are o astfel de lege, care de fapt se ocupă de biserici, de culte religioase, de întruniri, de evangelizare și așa mai departe. Și în baza acestei legi, spovedania deja... Exact. Ia fără la adresa Securității Naționale. Este deja în vigoare o stipulare legislativă care interzice comemorarea evenimentelor din piața Tiananmen, pentru că acolo a fost un masacru. În data respectivă au intrat cu tancurile peste oameni și au strivit acolo câteva mii de oameni. Nu se știe nici acum numărul exact. Ori a comemora asta este un afront adus în conducerii chineze. Trebuie menționat, după părerea mea, China e cea mai represivă dintre țările importante din lumea asta în materie de libertate religioasă. Da, există biserici, dar ele sunt controlate total de stat. Acele biserici sau facțiunea ale bisericilor care nu se lasă controlate de stat sunt urmărite ca și spionii străini. Și toate libertățile, n-am auzit încă într-o țară să se încerce să atenteze la secretul spovedanii. E o practică știută la catolici, ca și la ortodoxi, dar la catolici mai ales, ce ai spus acolo, acolo trebuie să moară, în urechea preotului.
Asta este deja o intruziune foarte, foarte demolatoare pentru religia respectivă. Oamenii încearcă variante. Rugăciunile astea, nu ne lăsa să comemorăm, ne lăsa să ne rugăm, anul ăsta-i lasă. Anul viitor nu se știe dacă o să îi lase să facă și asta. Și treptat, treptat, Hong Kong-ul trebuie să alinieze restului Chinei. Noi mergem mai departe. Societatea Biblică din Ucraina cheamă la rugăciune creștinii din întreaga lume, transmitându-ne totodată că în mijlocul morții și distrugerii, oamenii apelează la Biblie pentru adevărata mângâiere. Ne oferă detalii pastorul Ovidiu Băluță. Într-un mesaj trimis de omologul său francez, Societatea Biblică din Ucraina oferă actualizări cu privire la situația de pe teren. În timp ce războiul continuă, organizația creștină care continuă să slujească populația afirmă că Dumnezeu este prezent și lumina lui strălucește în mijlocul întunericului. Și deși războiul își urmează cursul și atacurile cu bombe nu contenesc, Alianța Biblică Franceză continuă să împărtășească mesaje de speranță prin omologul său ucrainean. Secretarul general adjunct al Societății Biblice din Ucraina, Anatoli Raicineț, este de părere că în mijlocul morții și distrugerii, oamenii apelează la Biblie pentru adevărata mângâiere și speranță. Raicineț a declarat pentru The Daily Telegraph: oamenii întreabă de obicei dacă Dumnezeu iubește lumea, de ce a permis să se întâmple asta. Mulți dintre ei au văzut o mulțime de comportamente brutale din partea rușilor, torturând alți oameni sau ucigând civili. M-am așteptat să-L învinuiască pe Dumnezeu sau să nu vrea să primească Biblie, dar este total invers. Au întrebări dificile, dar vor să fie aproape de Dumnezeu, a spus acesta. Societatea Biblică roagă credincioșii să se unească în rugăciune pentru situația din Israel și din tot Orientul Mijlociu, dar face apel la continuarea rugăciunii pentru Ucraina, chiar dacă ceea ce se întâmplă acolo pare a nu mai fi un eveniment de actualitate. Raicineț a mai spus: cred că Biblia este un punct de speranță pentru oamenii care trăiesc în război. Ca români, ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu că această generație nu a cunoscut războiul. În același timp, suntem conștienți de pacea fragilă pe care o traversăm. Înțelegem de ce oamenii din zonele de război îl caută pe Dumnezeu cu ardoare. Dar de ce să nu o facem și în vreme de pace? Poate că tocmai această vreme de pace este un timp de pregătire, de pocăință, de căutare de Dumnezeu. Rugați-vă pentru oamenii din Ucraina, Israel sau din alte zone de conflict. Dar să nu uităm să ne rugăm și pentru România. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. Da, iată un mesaj din partea Societății Biblice. Nu este surprinzător. Și totuși, pe moarte, război și mângâiere. Parcă te-ai așteptat tip de mesaj, dar nu, iată, Societatea Biblică spune, Biblia este cea care oferă mângâiere. Asta este adevărul, asta este realitatea. Nu oamenii, nu biserica, nu, ci Biblia. Nu, ci Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și când orice alte repere de stabilitate dispar sau se clatină, oamenii se îndreaptă spre ceva care rămâne și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Atât cât înțeleg, atât cât pot pricepe. Această tendință de a se apropie de cuvântul lui Dumnezeu este și eficientă și cam singura care rămâne oamenilor. Când viața ți este nesigură, nu știi dacă nu cumva îți cade o bombă în cap, când pot pătrunde dușmanii și poți să te afli în calea unor unelte de astea de ale morții, spre ce să te îndrepți? Spre cuvântul său. Da, e loc în conflict armat, militar, război, de Biblie. Este loc? Este loc întotdeauna. Este loc. Dintotdeauna
o mulțime de soldați pe front au luat cu ei Biblia. În tranșee, mă rog, cum au fost războaiele, și în primul război, și în al doilea război, și în toate războaiele care se petrec acum în timpurile astea moderne. Așa este, iar noi mergem mai departe și urmărim tendințele lumii religioase prezentate de Alberto Sofiei. Aducem și în această săptămână lumea spirituală mai aproape de dumneavoastră prin cele mai recente știri și evenimente religioase. În weekendul Memorial Day, Biblia personală a lui Elvis Presley, care se afla pe noptiera sa în noaptea morții sale, a fost vândută la licitație pentru $150,000. Biblia, versiunea World Edition, conține versetele evidențiate de Elvis, precum Geneza capitolul 1, versetul 31 și Isaia capitolul 29 cu versetul 19. Licitația Bibliei a început de la $30,000 și a avut 23 de oferte. Patsy Presley, verișoara lui Elvis, a confirmat autenticitatea Bibliei. Grupurile pentru drepturile omului raportează că peste 36.000 de nordcoreeni au dezertat în Coreea de Sud în ultimele două decenii, printre care și doamna Son, a fost oficial al armatei nordcoreene. În timpul foametei din 1998, ea a servit ca administrator de provizii și responsabil cu răspândirea ideologiei Juche. După pierderea tatălui său și moartea fratelui în închisoare, Son și mama ei au fugit în China, ajutate de o biserică creștină. După multiple arestări și condiții inumane în închisoare, Son a reușit să ajungă în Coreea de Sud, unde și-a regăsit credința. Coreea de Nord continuă să fie și anul acesta liderul absolut al persecuției împotriva creștinilor la nivel global. Pe 31 octombrie, regiunea spaniolă Andaluzia va sărbători Ziua Bibliei, o recunoaștere importantă pentru comunitatea locală. Evenimentul celebrează mesajul de speranță și bucurie al Evangheliei, evidențiind importanța reformelor lui Luther, care au contribuit la libertatea de gândire și credință, fundamentale pentru societatea modernă europeană și drepturile omului. În luna mai a acestui an, peste 12.000 de persoane au fost botezate în numele lui Hristos în toată California, reprezentând cel mai mare botez din istoria Americii. Pastorul Mark Francis este cel care a inițiat mișcarea Baptize California și intenționează să extindă acest proiect în toată America și ulterior în întreaga lume. Evenimentul, sprijinit de diverse confesiuni creștine, a fost un simbol al unității bisericilor. Pastorul subliniază importanța conectării noilor botezați cu bisericile locale pentru a asigura o bună creștere spirituală a fiecăruia dintre ei. În perioada următoare va începe la nivel național un proiect dedicat copiilor și tinerilor, Școala Biblică de Vacanță. Pe parcursul unei săptămâni, seară de seară, copiii se vor întâlni cu instructori entuziaști și vor descoperi o parte din povestirile biblice. Programul este deschis atât copiilor care fac parte din comunitatea bisericii, cât și celor care nu sunt membri ai acesteia. Mai mult decât atât, prietenii și colegii de școală sunt mai mult decât bineveniți să se alăture acestui eveniment educativ și distractiv. Școala Biblică de Vacanță să oferă copiilor oportunitatea de a învăța despre valorile și învățăturile biblice într-un mod interactiv și captivant. Prin intermediul activităților, jocurilor și poveștilor, copiii vor explora personaje biblice și vor înțelege mesajele pline de înțelepciune pe care acestea le transmit. Dacă doriți să participați la eveniment, contactați Biserica Adventistă din localitatea dumneavoastră pentru a afla dacă este parte a acestui proiect. Cercetează tot, păstrează ce este bun. Da, ce reținem? Tot ceva legat de Biblie, Biblia lui Elvis Presley, vândută cu $150,000. Scump. Nu mă așteptam ca un star din ăsta al muzicii ușoare să fie atât de apropiat de Biblie, să facă însemnări pe ea și așa mai departe. Sigur că, întrecând anii, obiectul în sine a devenit obiect care și-a sporit valoarea. Dar ideea este interesantă. Pe urmă, faptul că foarte greu se scapă din Coreea de Nord și cu mari sacrificii, este o realitate. Coreea de Nord este pe locul întâi ca țară care persecută creștinii. Da, și da. Să fii oficial militar și să evadezi și să te convertezi la creștinism, asta este mai ceva. Mai fi și femeie. Da. Asta e chiar foarte greu. Interesant că în Spania cea catolică, o provincie, Andaluzia,
dedică o zi în octombrie, în 31 octombrie, Bibliei. Ziua Bibliei. Pare să că azi foarte multe știri au legătură cu Biblia. Ciudățenii americane, un pastor care vrea să boteze întreaga America și întreaga lume, nu știu cum își imaginează că poate face asta, dar în America tot felul de sintagme prind. Idei de-astea neobișnuite își găsesc locul acolo. Și o știre cu impact românesc, în românesc 100%. Și pentru viitor, o mulțime de biserici adventiste vor organiza în vacanța asta de vară școli biblice de vacanță. Ce înseamnă asta? Înseamnă o săptămână dedicată copiilor din localitatea respectivă, unde oameni pregătiți se vor ocupa de ei, îi vor angrena în activități, le vor prezenta istorii biblice, vor cânta împreună cu ei, vor învăța fel de fel de lucruri. Am văzut dezvoltându-se proiectul ăsta, care e de origine americană și din 2000, a pătruns și în România și astăzi cred că n-aș fi în stare să spun numărul bisericilor adventiste care organizează școli, dar sunt foarte multe. Foarte multe, așadar, dacă ai o biserică adventistă în localitate, verifică, s-ar putea să aibă acest program. Exact. Școala biblică de vacanță merită, sunt evenimente cu adevărat deosebite care nu trebuie ratate. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumim pentru că ne urmăriți, toate bune vă dorim!